fost târziu, foarte târziu, acolo vreo 2-3 dimineața peste era. Și ne-am dus cu dânsul lui ceașca de la genunchi, s-a dus pe parte. Am chemat ambulanța, ne-am dus cu dânsul acolo. Și acolo medicii nu prea vreau să iei de dânsul, vopșe nimeni, nici nu se interesau, l-au lăsat acolo să stăi. Și eu am prins camera de la telefon și începem, cum, filmam că ia că așa, așa, unii smeci încolo, încoași. Tot de la dumneavoastră am văzut videourile astea și ne-am atamint și eu. Corect. De vreau să filmez și... În scurt, nu îmi dădeau voie să intru, el era pe un coridor, o leacă mai adelnă acolo, nu îmi dădeau voie să intru la dânsul, deodată mi-a dat voie, pentru nu îmi dădeau voie. Pe urmă, alții se rădeau, alții începeau să ne spui una alta, un doctor a sorit la bataie la mine. Asta se întâmpla la Chișinău, și la urgență, nu? Azi... Da, la stau de urgență aici, în centru. Da, dacă mai sunt, la deal mai de ambasadă. Sunt la Bălți, eu știu, un alt oraș. Nu, la Chișinău. Uh-huh. Și în scurt azi, adică ieri m-a sunat poliția de acolo, de lângă dânsă chiar, de lângă spitalul de urgență. M-a sunat poliția și m-a început să mă șantajeze că noi deschidem dosar penal pe huliganie. Eu îi spun, zic, dar primul cuvânt a fost că mai nu te-am dat în căutare, zic, dar pentru ce că m-ați dat în căutare, că la mine e registrat discuția cu dânsul. Și el că ia că așa, așa, că nu știu ce, și azi am fost la dânsul și îmi spune că toți medicii au scris plângere, că eu îi agresam, că eu nu știu ce, eu spun, eu am filmat, eu nu vă arăt cum a fost, că zic, eu să, dacă m-a dat în judecată, eu o să arăt la judecată, dar care și-a fost, eu nu vă arăt. Și eu început că deschidem dosar penal pentru, nu știu acolo, huliganism, nu știu acolo. Și eu nu înțeleg treaba care și început să-mi spui că eu îi spun că eu lucrez, eu nu pot să vin, adică ieri. Și el îmi spune că noi să-ți facem proces și pentru asta că lucrezi ilegal și nu plătești încă și impozite. Că roții ne-a început să ne vârtească acolo, să-i mutească că... Eu singur nu înțeleg ce vor ei. Și azi mi-au spus că noi să-ți dăm 2 ani de pușcărie. Tipa. Dar eu nu înțeleg pentru ce și cum idee n-am. Da, videourile, imagini și cele de la spital le ai? Eu am, dar e că una e problemă. Că când el a sărit la bataie la mine, numai s-a văzut cum el vine în mine și eu am dovedit când el odată să mă împing, el m-a împins și eu am dovedit repede să cum am apăsat pe asta care se stânge telefonul, adică cum stânge, se blochează, să-l pun în buzunar ca să pot să mă apăr, oricum, să mă pălească sau așa. Și l-am pus în buzunar și l-am scos, dar când eu am intrat înăuntru, că pe dânsul l-am, cum, el a sărit acolo, sărie cu pumnii, picioarele, cu... Eu nu știu, dacă poate este cameră de registrare acolo la intrare, chiar în spital. Asta a fost chiar la ușa la intrare. Ești de eu și fumau afară și noi și tot afară și el a sărit, a început la mine. Sară, pumnii, picioarele. Doctorul. Da, un doctor, da. Și alții ieși, alții erau încă vreo 3-4 și deu acolo în corn și deu se uitau, se rădeu. Și nimeni, eu am chemat de două ori poliția, pentru mine a fost numai o registrare. Ei mi-au spus la ora 4:20, eu am chemat poliția. Care la ora 4:20, dacă se iei așa, noi am venit pe la vreo ora... vreo 2 și ceva era când noi am venit la spital, au trecut vreo mai mult de jumătate de oră. Vreo oră noi am chemat poliția odată. A venit poliția, nu știu ce acolo, caroce, nu a vrut să ne asculte, caroce, nu a vrut nici să vadă. Dar acolo la urgență, chiar la intrare, este tot timpul un polițist de serviciu, ce în țara aceea nu era? Nu, nu, nu era nimic, de felul nu era nimic. Noi am chemat de două ori poliția. Odată a venit poliția, chiar înăuntru a venit și a cerut numărul de telefon și s-a dus. Eu mă tem că dacă nu mă greșesc, este registrat, cum eu încă camera de urma lor și le ziceam, băi, vă sunteți polițiști sau sunteți voi, unde vă duceți și mă lăsați aici. Și îi dușeau așa, lor le-ara povei, căruci. Și a doua oară am chemat poliția, dar eram afară. Dar am sunat vreo câteva ori că le spune, băi, a fost agresat, vor să mă bată și nu știi ce vor ei. Și a venit a doua oară, tam am sedem și fumam acolo la colț, a venit și nu m-a întrebat care e cauza, că nu știu ce. Întâi și primul cuvânt, dar de ce fumează aici, dar de ce fumați? Că dați fumează și doctorii stau, fumează aici, doctorii erau în parcer, eu în partea asta.
Știu, și fumau, zic, doctorul mi-a dat voie să fumez, cum dacă îi fumează și... După cine vă agresat, zic, cum cine, mă, și vă arăt camera cum a sărit la mine și a făcut vânt la mine, eu zic, n-am mai, că n-am stau cu camera să-l filmez chiar așa că... Să mă ușie de să stau să... Și ai scris și dumneata plângere că te-a agresat. Poftim? Ai scris și tu plângere. Eu n-am scris plângeri, nici nu ne-au dat nici o foaie, nici, că mine vopșe nu m-a întrebat, nici. Păi probabil de asta și te-a chemat la poliție, pentru că ai sunat la 112 și de-am trebuit să dai explicații. A, păi da, dar la poliție nici îmi spune altceva, îmi spune că eu am fost agresiv, că eu păi, ugrăjăm pe medici, care, unde eu acolo, Mirna, m-am dus cu pățanul și ala, ciorul era ceasca asta pe o parte, eu vreau mai repede să-l iau acasă, ne ducem. Și mi-a început azi polițistul și ala, că 2 ani pușcăria să-ți dea nu știu, dar pentru ce? Ce am făcut eu acolo? E bine să știi că poliția nu dă ani de pușcării, instanța judecata dă ani de pușcării. Poliția are doar obligația să afle ce s-a întâmplat, să introducă tot în documente, să propună procuraturii o măsură. Procuratura, după ce examinează documentele, propune instanței de judecată o pedeapsă, în dependență de cine găsește vinovat. Dar ei trebuie să audieze marturi, trebuie să vadă probe, inclusiv probele dumitale video. Așa că nu te teme că nu o să te bage la pușcărie poliția. Poliția vrea să audieze și e bine să te duci și să te audieze poliția. Când ai timp. Și eventual cere și un avocat de stat dacă ei te învinuiesc. Dacă te duci numai să scrii plângere, atunci poți să te duci și fără avocat. Să povestești cum a fost, scrii plângere. Eu nu știu, dar pe cine scriu plângeri? Eu nici nu știu cum îi cheamă. Cum... Dar păi lasă-i caute, nu știi. Le arăți video, nu știi cum îi cheamă. Normal că nu știi cum îi cheamă. Persoane necunoscute care la data și ora cu tare m-au agresat în locul cu tare. Nu trebuie să-i știi. Dar nu știu, dar pe ce să fac? Pe mine m-au chemat mâine, am fost azi și m-au chemat și mâine la ora 9 dimineață să mă duc. Dar băietul cealaltă care, pe dâns totul, că când trebuie să mă duc cu dânsul, băietul cealaltă care a fost cu chișorul. Dar eu nu pot da de dânsul, el e din nanenie noi și nu pot da de dânsul și nu știu, cred că ne-au trebuit să ies. Dar ai fost și ai scris explicații sau ce ai făcut azi la poliție? Eu n-am scris nici o explicație, nică. El nu știu, m-a întrebat acolo cum a fost, el singur scrie, eu poate n-am scrie el acolo. Și ți-a dat și ai semnat? Nu, n-am semnat nică. Dar cum, el a scris și... El a scris și a scris din mână sau la computer? Nu, cu mâna pe foaie a scris. Uh-huh. Și nu a zis, na, semnează că din cuvintele tale. Și nici avocat n-ai avut, ai fost singur. Nici avocat, încă el mă întreabă, dumneavoastră, nu știu cum acolo m-a întrebat el cu mine, doriți să vă luați avocat sau nu știu cum acolo, eu zic, eu n-am bani pentru avocat, că eu am femeie, copil mic, soția e iar însărcinată, zic, eu n-am bani să ne iau de avocat, zic, dacă eu cu avocat de stat. Și că tăi nimeni nu-ți dă avocat de stat. Ba da, ba tu da. Dacă vrei să fost avocat numai tipa, din banii tăi. Nu e adevărat. Dacă ai venituri mai mici de venitul minim pe economie, mai mic de 2000 de lei pe membru de familie, atunci ești obligat să-ți dea avocat de stat și poți dumneata chiar dar să noi... să-l ceri. Eu dar, nu cred. Deocamdată nu știi în ce calitate te cheamă acolo. Poți să continui să te duci să nu semnezi nimic până nu-ți dea avocat. Dar eu azi am întrebat pentru ce m-a chemat. Adică prima întrebare când am intrat la dânsul asta și am spus. Spuneți-mi vă rog pentru ce m-ați chemat. El, deși nu se pot căroci cu variante de astea. Deși nu ești tu să-mi dai nici întrebări. Dar nu știi, întrebări, nu știi cum îl cheamă, nu s-a prezentat. Eu nu știu cum îl cheamă, dar... Păi pot să aflu cum îl cheamă, de atât că la mine registrările audio, când mă sună se registrează și când m-a sunat el cu mine, mă ating când mi-a spus odată cum îl cheamă. Mm-hmm. Dar foarte urât s-a comportat, a început să mă spare, ca să mă închide, ca să rămâie femeia copii vreo 2 ani n-a să mă vadă, că nu știu ce acolo. Și înșeri numărul, dat de numărul la soție, de buletin încolo încoace, eu spun, zic, eu nu-ți dau nici un număr, nici la soție, nici buletin, nu-ți dau că nu-l am cu mine, nu vă dau nică, pentru că eu nu știu și ce vreți voi de la mine, eu poate n-am. Corect. Ce nu încep? Nu vorbi nimic și nu scrie nimic cu ei până nu-ți dau avocat și cât ai ocazia înregistrează și apelurile audio și audiele, pentru că până acum am dau seama că polițiștii s-au comportat ilegal.
Eu nu știu cum s-au comportat ei, dar eu știu precis că el mi-a spus mie că tu advocat n-ai să vezi. Dacă ai să fii advocat, te o ai să ai, dacă nu, apă n-ai să ai. Noi ții advocat de stat nu-ți dăm, așa el ne-a zis. Eu acuși îți dau o adresă și indicații cum poți obține avocat de stat. Îți scriu acuși mesaj pe... A, ce să poate să fac, dar atunci dacă mă duc și mâine, păi înseamnă că nu trebuie să-i scălesc nici o foaie dacă ei și-a voi spun să-i scălesc. Da, pentru că nu ai apărător, pentru că nu știi ce semnezi și poți să semnezi ceva împotriva ta. Poți să greșești mai mult decât dacă nu. Ai voie să nu spui nimic, ai voie să nu semnezi nimic. Dar ei, azi, polițistul ăla mi-a spus că chiar dacă să arăt videourile cele la judecată, adică dacă se-mi fac penalul ăsta sau cum acolo, Da. dacă să arăt, eu le-am spus că să le arăt la judecată dacă ceva. Și eu zic că dacă să le arăt la judecată, toate videourile astea merg împotriva mea. Nu știu, depinde ce conțin acele video. Nu, acolo se arată cum el sare la mine, cum el mă împinge pe mine, cum... Bun, dacă vrei poți să ne le dai și nouă să le publicăm, dar deocamdată neapărat păstrează-le că o să-ți folosească și la anchetă și la judecată dacă zici că medicii s-au plâns pe dumneata că ai fi huligan. Da, acolo Colegul acela cu genunchiul rupt era martor, da? Și mai erau martori pe acolo. era doamna de la salvare în roșu, că tot e filmată pe cameră, se vede. Erau de la recepție, era un băiet, Ana, acolo, nu știu ce. Erau mulți acolo, pur și simplu, o sărit la bataie, dar restul stăteau, ei nu făceau nimic, adică nu mă vorgheu, altul îmi spune că am ușa țară camera, altul că a să-ți rup camera, care o de astea variante. Cum am văzut și pe video dumneavoastră, multe de astea s-au văzut. Bun. Bun, Victor, ținem legătura neapărat să vezi ce Dar mesaj îți poate dau și așa, te duci dacă cere avocat. ceva, mâine când mă duc la poliție, dacă ceva nu e clar, să vă sun pe dumneavoastră, pe Viber, poate ceva dumneavoastră să lămuriți, poate, în Da, caz dar ceva. oricum ai nevoie de un avocat. Eu nu pot să înlocuiesc un avocat. Neapărat cere de la ei sau iată îți dau acuși adresa de unde poți cere un avocat. Eu nu pot să înlocuiesc avocatul, nici Singur măcar nu sunt avocat de stat, jurist. adică fără bani? Dar avocat de stat, dacă ai poți demonstra că ai venituri mai mici de 2000 pe lună. Dar eu n-am venit, n-am înțeles, Ba dacă cât mai am mai mult. puțin de două? 2000 pe lună pe membru de familie. Dacă zici că sunteți 3 membri în familie și dacă numai Noi, dumneata lucrezi, tu ai copilul acasă, eu lucrez nimic oficial, noi n-avem venit deci dacă n-ai oficial pe lună. 6.000 de lei pe lună, poți cere avocat de stat și o să-ți dau acuși adresa să vezi de unde și cum. Bine, dar cum îmi dați adresa? Pe mesaj, pe Viber. Pe Trimite Viber pe m-ai Viber. sunat, eu pe Viber te-am înregistrat, dacă îmi dai voie chiar public asta. Dar nu prea vreau, poți nu mă aud și neva. Da, pui bună ziua, dar de ce ai mai apelat la mine? Atacă tare, puteți spune, Mai spune ales că... că ai zis că ai video și poate ne le dai și pe cele acolo. Normal că o să te audă lumea. Poate pe Acolo mine nu o să te vadă, dar o să te audă oricum. la mine mai multe videouri sunt acolo. Eu pot să mă uit care se adică care mai e la treabă. Adică unde se vede mai clar ceva, poți vă le trimite dacă Care vreți. ai încredere, acelea dă-ne-le să le publicăm. Eu între timp îți dau adresele de unde poți cere avocat. Bine, eu dar vă trimit video-urile dumneavoastră, după ce priviți video-urile, înscriți-vă, vă rog, un mesaj, măcar e așa cum spun O eu să sau nu e comentez așa. acuși video, dar între timp îți dau adresa cum să obții avocat.